Doamne, Iisuse Hristoase, fie mila Ta asupra copiilor mei, spuneți-le numele. Păzește-i pe ei sub acoperământul Tău, ocrotește-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrășmașul și potrivnicul, deschide-le urechile și ochii inimii, dăruiește-le umilință și smerenie inimilor lor. Doamne, cu toți suntem zidirea Ta, îndură-Te de copiii mei, spuneți-le numele, și întoarce-i la pocăință. Mântuiește-i, Doamne, și miluiește-i pe copiii mei, spuneți-le numele. Și luminează mintea cu lumina înțelegerii Evangheliei Tale, povățuiește-i în calea poruncilor Tale și învață-i, Mântuitorule, să facă voia Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Această rugăciune sfântă se rostește de 3 ori pentru a primi de la Dumnezeu protecție asupra copiilor Tăi. Dumnezeu să vă ocrotească! Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.